Clujenii sunt încurajați să lase mașinile acasă și să circule cu autobuzul. Primarul Emil Boc a anunțat că municipalitatea va cumpăra 50 de autobuze și 7 tramvaie de ultimă generație. Emil Boc îi îndeamnă pe clujeni să își lase mașinile personale acasă și să folosească transportul public atunci când au de făcut drumuri prin oraș. Astfel, s-ar circula mult mai eficient în Cluj-Napoca și ar dispărea și tensiunile din trafic. În plus, pentru a deservi cât mai mulți cetățeni, primăria va cumpăra noi autovehicule moderne. În ultima ședință a Consiliului Local a fost aprobat proiectul privind preacordul de finanțare între BERD, municipiul Cluj-Napoca și compania de transport public Cluj-Napoca. Suma împrumutată este de peste 90 de milioane de lei și va fi rambursată timp de 10 ani către Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare.